cum vede tineretul liberal alegerile din 2012? Sperăm să le vedem mai repede alegerile din 2012. Noi ne-am pregătit și pentru cele la termen. În 2012 am lansat un proiect în această vară, se numește 2012 pentru 2012. A însemnat găsirea a 2012 tineri din toată țara, cam aproximativ 50 de tineri pe fiecare județ al țării, pregătirea lui pentru alegerile locale. Vrem să avem un corp puternic de 2012 luptători pentru alegerile locale care vor urma, dar mai ales să pregătim tânăra clasă politică de mâine. Câți dintre ei crezi că vor ajunge să candideze? Este foarte simplu, iar la întrebare, eram mai devreme pe scenă și am încercat la un moment dat să vedem câți din foștii lideri ai Tineretului Național Liberal sunt în sală, adică oameni peste 35 de ani și care sunt, hai să zicem, realizați din diferite structuri ale partidului sau au fost demnitari. Este foarte, foarte greu pentru că majoritatea colegilor care au fost în birourile de tineret acum sunt în birourile de seniori. Foarte mulți din actualii președinți ai Partidului Național Liberal sunt foști președinți ai Tineretului Național Liberal sau implicați în activitatea Tineretului Național Liberal. Ca un exemplu așa mai colorat, Mircea Ionescu Chintus, pe care toți îl știți, și a fost președintele partidului înainte de 46, a fost vicepreședinte la nivel național al Tineretului Național Liberal și președintele TNL Prahova. De asemenea, Radu Câmpeanu a fost președintele organizației de studenți înainte de 46, iar l-ați văzut și dumneavoastră pe scenă pe Dinu Zanfirescu, președintele organizației de elevi înainte de 1946 și apoi membru al Tineretului Național Liberal până la venirea comuniștilor. Ce părere are Tineretul Liberal despre alianța cu PSD? O întrebare foarte complicată și foarte grea. Normal că Tineretul Național Liberal își dorește foarte mult să schimbe situația din țară, să încercăm din toate puterile să dăm jos actualul regim, să stopăm actuala decădere a României. Am văzut cu toții ce înseamnă 4 ani de prosperitate pentru România, 2004-2008, dar vedem și acum ce înseamnă 2 ani de decădere și 2 ani de stopare a creșterii și de criză. Normal că alianța cu PSD-ul nu este o alianță ușoară. Această Uniune Social-Liberală a punctat extraordinar de bine în sondaje. Am lucrat pe analize și chiar la ședința de birou național a Tineretului Național Liberal am urmărit sondajele și le-am analizat foarte, foarte atent. Se pare că este un succes. Avem niște cifre extraordinare și la nivel de țară și la nivel de București pentru USL. Și atunci mergem pe această alianță momentan. Ce părere aveți voi despre presupusele modificări în legea electorală? Normal, suntem deja obișnuiți de atâția ani cu jocul ușor murdar al colegilor de la PDL. Ne așteptăm ca strategia lor să în următoarea perioadă să ne dezvăluie noi și noi surprize. Vă doriți o scădere a pragului electoral? Ne dorim o mai multă corectitudine în alegeri și spuneam mai devreme la un post de televiziune, povesteam de cum vom face alegerile în aprilie. Vom avea o conferință națională cu aproximativ 5.000 de tineri și pentru ca sistemul de alegere să fie cât mai transparent, acei electori dintre ei care vor vota, vor vota și vor fi numărați electronic. Totul va fi făcut pe scanere ca să nu avem niciun fel de problemă, niciun fel de eroare umană. Și tocmai de asta recomandăm și colegilor de la guvernare să uite cu atenție la aceste sisteme. Se văd foarte bine în Statele Unite ale Americii. Ați văzut cum votează colegii din Statele Unite pe cartele, foarte ușor pentru a elimina eroarea umană din alegerile noastre.